FCM Bacău și-a conturat lotul cu care va aborda returul de campionat. Efectivul băcăuan ar putea cunoaște totuși o nouă modificare zilele viitoare, atacantul Duciuc fiind solicitat de Cetate Suceava. La capitolul veniri, galben-albaștri prezintă 4 nume: Eudan, Răduțoiu, Coman și Marchiș. Cu 3 săptămâni înaintea primului meci oficial al sezonului, FCM Bacău și-a conturat lotul. A plecat brazilianul Simão, au venit Răduțoiu, Eudan, Marchiș și Coman. Conducerea galben-albaștrilor nu a exclus însă ca la capitolul plecări să mai apară un nume, cel al lui Sorin Duciuc. Atacantul este solicitat de Cetate Suceava, care are însă nevoie de acordul Aerostarului, clubul ce deține drepturile de transfer ale lui Duciuc. Duciuc Sorin l-a solicitat Cetate Suceava și noi le-am indicat să discute cu cei de la Aerostar, pentru că el aparține de Aerostar. La noi era doar împrumutat până în vară. Dacă cei de la Suceava se vor înțelege cu Aerostarul pentru a-l prelua, noi vom fi de acord. O altă noutate pentru returul de campionat este cea referitoare la intrarea pe bază de bilet la jocurile pe care FCM Bacău le va disputa pe teren propriu. Conducerea clubului a stabilit și prețul unui bilet, 5 lei. Nu e nicio măsură, eu știu, care să vină împotriva voinței suporterilor sau a spectatorilor. E o măsură normală care se practică pe absolut toate stadioanele din România în momentul ăsta. E o măsură cerută și de cei care asigură paza și de cei de la jandarmerie, pentru că în felul acesta pot urmări mai bine și controla mai bine cine intră în stadion. Eu sper ca măsura aceasta să nu îi împiedice pe cei care iubesc echipa și care vor să o vadă la lucru să vină număr cât mai mare în retur. Sâmbătă, FCM Bacău va susține cel de-al treilea amical al iernii și primul pe teren propriu. De la ora 11, băcăuanii primesc vizita colegei de serie Cetate Suceava, gruparea aflată în pragul dizolvării.